mijloace de semnalizare rutieră. Acestea se instalează astfel încât să fie observate cu ușurință și de la o distanță adecvată, atât ziua cât și noaptea, de către cei cărora li se adresează. Ele se împart în mai multe categorii. Putem avea semnale speciale de avertizare luminoase sau sonore, indicatoare, care pot fi de mai multe feluri, de avertizare, de reglementare, de orientare și informare, de semnalizare a lucrărilor, de semnalizare la trecerea la nivel cu calea ferată. De asemenea, putem avea marcaje, o să vedem în lecțiile următoare, și alte dispozitive speciale. Haideți să începem cu indicatoarele de avertizare. Da? Pe planșa aceasta sunt indicatoarele de avertizare prezentate. Ce putem observa așa, ca o primă, la prima vedere, că au o anumită formă. Triunghiulară, este un triunghi cu vârful orientat în sus, în principal cam toate sunt la fel, în proporție de aproape 90%. Excepții fac aceste indicatoare, da? Sub formă unor dreptunghiuri cu diferite linii roșii sau dreptunghiuri de culoare verde cu niște dungi albe, da? Aceste X-uri, cruci, cum se mai numesc, da? La celelalte indicatoare, ce observăm? Că au formă triunghiulară, după cum v-am mai spus, cu vârful triunghiului orientat în sus, da? Deci pot fi recunoscute ușor și de către cei care vin din partea opusă pe un drum public, da? Pot avea un fundal de culoare albă sau de culoare galbenă. Aceste de culoare galbenă sunt indicatoare de avertizare temporare. Acolo se montează unde de obicei se fac lucrări. Da? Iar în interiorul lor avem diferite desene, inscripții, foarte ușor de dedus, astfel încât să nu ne creeze probleme în momentul în care întâlnim un astfel de indicator. Noi am selectat niște indicatoare ca să le înțelegeți un pic despre ce este vorba. Vom începe cu un indicator care se numește curbă la dreapta. Este foarte ușor de reținut. Avem o săgeată neagră, da? Cu vârf orientat spre dreapta. El se amplasează la o distanță destul de ok ca să putem să executăm virajul la dreapta, să reducem viteza, să ne înscriem pe traiectoria corectă. Da? Un alt indicator este urcare cu înclinare mare. Acesta se pune, în general, când declivitatea drumului este peste 7%, 7%, da? Rolul lui este de a ne avertiza asupra faptului că urmează să intrăm pe un drum în rampă. Rampa înseamnă urcare, panta înseamnă coborâre. O să discutăm și despre treaba asta mai încolo. Astfel încât noi, ca și conducători, trebuie să ne luăm demaraj. O să înțelegeți exact ce înseamnă acest demaraj pentru a putea aborda în mod corect rampa respectivă. Curbă deosebit de periculoasă. Acest indicator se pune la într-o curbă, da, după cum este și denumirea lui. Săgețile acelea de culoare roșie ne indică direcția curbei. Da? În cazul de față este viraj la dreapta. Este foarte util acest indicator, deoarece pe timp de ceață, când conducem atât în localități cât și în afara localităților, ne indică exact unde se află acea curbă. Un alt indicator este copii. Acesta se numește copii și nu atenție copii. Da? Se pune în apropierea locurilor de joacă, locuri frecventate de copii, școli, terenuri, da? Și ne obligă la anumite lucruri. Și anume, unul dintre acestea ar fi reducerea vitezei la 30 de km la oră în interiorul orașului, respectiv 50 la oră în afara localităților. De obicei se montează și un semn adițional sub indicator, care ne arată lungimea sectorului de drum la care se referă acest indicator. Presemnalizare trecere de pietoni. Mare atenție a nu se confunda cu trecere de pietoni. Deci acest indicator se pune la o anumită distanță față de trecerea de pietoni, deci înaintea trecerii de pietoni. Se montează atât în localități cât și în afara localităților. Da? Și de asemenea ne avertizează asupra faptului că va urma o trecere de pietoni. Deci trebuie să
sporim atenția. Da? Presemnalizare intersecție cu sens giratoriu. Sensul giratoriu știți ce este? Este o intersecție dirijată unde circulația se face în mod dirijant, ocolind pe partea dreaptă insula respectivă care se află în centrul intersecției. Bicicliști. Un indicator care se montează în apropierea zonelor frecventate de bicicliști, spre exemplu, în apropierea pistelor pentru bicicliști. Animale. Indicator care se montează atât în localități, cât și în exteriorul localităților. O să vedem cel care se pune în exteriorul localităților. Acest indicator se montează acolo unde sunt crescătorii de animale, pășuni și de asemenea ne impune o anumită viteză de circulație în interior 30 de kilometri în localități, respectiv 50 de kilometri la oră în exteriorul localităților. Intersecție cu drum fără prioritate. Acest indicator îl vom întâlni numai în exteriorul localităților. Da? Și este un indicator care ne avertizează că noi suntem pe drumul cu prioritate, dar în cazul de față, din partea dreaptă, ne intersectăm cu un drum care nu are prioritate. Da? Probabil că în capătul acelui drum există indicatorul de cedează trecere sau de oprire. Vă spuneam de aceste panouri suplimentare care se instalează pe autostrăzi. Le recunoaștem foarte ușor. Au fond de culoare verde și niște dungi, 3 dungi, 2 dungi, o dungă de culoare albă. Pe ele, de asemenea, sunt niște inscripții. 300 de metri, 200 de metri, 100 de metri. Ce sunt aceste panouri? Sunt distanțele până la nodul de autostradă, pe autostradă. Adică noi, dacă vrem, spre exemplu, să ieșim de pe acea autostradă sau să intrăm pe altă autostradă, urmărind aceste panouri, știm exact pe ce bandă trebuie să ne încadrăm ca să putem să realizăm manevra în condiții de siguranță. Mare atenție a nu se confunda cu aceste panouri care se instalează la trecerea la nivel cu carea ferată. Acestea au tot formă dreptunghiulară, dar sunt pe fundal alb cu niște dungi de culoare roșie. Vedeți? Cu 3 dungi, cu 2 dungi, cu o dungă. Ele se instalează la distanțe de 150 de metri, cel cu 3 dungi, 100 de metri, cel cu 2 dungi sau 50 de metri, cel cu o dungă. Da? Deci, pentru calea ferată sunt aceste panouri. Tot legat de calea ferată, avem acest indicator. Trecere la nivel cu o cale ferată cu bariere. Deci calea ferată este prevăzută cu bariere sau semibariere. Da? Acest indicator nu o să-l întâlnim la căile ferate industriale. O să discutăm noi și despre căile ferate, că sunt de două tipuri, industriale sau curente. Deci avem cale ferată curentă sau cale ferată industrială. Da? Trecere la nivel cu o cale ferată fără bariere. Deci când vedem această locomotivă, știm că ne apropiem de o cale ferată fără bariere, deci care nu este prevăzută cu bariere sau semibariere. Da? Vedem imediat în lecțiile următoare cum se face trecerea la nivel cu calea ferată. Întâlnim acest semn. În termen popular se mai numește și Crucea Sfântului Andrei și reprezintă trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere. În cazul în care mai avea o dungă în partea de jos, încă o jumătate de X, așa, însemna că era trecerea la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere. Deci, în ambele cazuri, nu există bariere. De obicei, la aceste semne, de obicei, la toate aceste semne, există și indicatorul de oprire. Obligația noastră fiind să ne oprim, să ne asigurăm dacă nu vine trenul, după care să continuăm traversarea căii ferate. Lucrări. După cum am spus, acest indicator este o excepție față de celălalt, în sensul că nu are fond alb, ci are fond galben. Este un indicator care se amplasează înaintea punctului fierbinte unde se desfășoară aceste lucrări.
Dintre toate aceste indicatoare, cele care sunt prezentate pe această planșă impun reducerea vitezei de deplasare la 30 de km în interiorul localităților, respectiv 50 de km în afara localităților. Indicatorul copii, drum cu denivelări, denivelare artificială, intersecție, curbe, alte pericole, accident, iar la acestea cu animale se impune reducerea vitezei numai în momentul în care observăm animale care stau în apropierea părții carosabile. Indicatoarele de prioritate. Ce sunt aceste indicatoare de prioritate? După cum spune și definiția, sunt niște indicatoare care ne reglementează prioritatea de trecere prin intersecții. După cum vedeți, sunt 6 indicatoare mari și late. Primul ar fi indicatorul de cedează trecere, indicatorul de oprire, drum cu prioritate, sfârșitul drumului cu prioritate, prioritate pentru circulația din sens invers, da? Și prioritate față de circulația din sens invers. Haideți să le discutăm pe cele mai importante dintre acestea. Indicatorul de cedează trecerea. După cum puteți observa, are o formă aparte, un triunghi cu vârful orientat în jos. Este singurul indicator de genul acesta dintre toate indicatoarele rutiere. Da? De ce are această formă? Pentru a putea fi foarte ușor recunoscut de ceilalți participanți la trafic care se apropie din sens opus. Bun. Ce se întâmplă când întâlnim acest indicator? E foarte simplu. Pierdem prioritatea de trecere. Da? Acest indicator se amplasează acolo unde vizibilitatea este asigurată. Deci nu unde nu avem vizibilitate. Da? Obligația noastră este să încetinim, să ne asigurăm dacă pe drumul cu prioritate vine vreun vehicul, în cazul în care vine, ne oprim, îi acordăm prioritate, după care continuăm traversarea pe direcția dorită. Un alt indicator foarte important este indicatorul de oprire. Atenție, se numește indicator oprire, nu indicator stop. Da? Oprire, stop scrie pe el. Bun? Unde se instalează acest indicator? Acolo unde vizibilitatea în intersecție nu este asigurată, din diferite motive. Obligația noastră ca și conducători auto este să ne oprim în punctul de vizibilitate maximă, da? Deci, repet, oprim înseamnă oprirea roții, da? Mașinii în punctul de vizibilitate maximă sau motocicletei, depinde ce conducem. Ne asigurăm dacă vine vreo mașină, vreun alt vehicul pe drumul cu prioritate, dacă nu, mai înaintăm un picuț și iarăși ne oprim, deci trebuie să facem o temeinică asigurare pentru a putea traversa acea intersecție. Da? După care, în momentul în care vedem că nu mai vine nicio mașină, putem să continuăm deplasarea. Indicator drum cu prioritate. Este ușor de recunoscut. Indicator sub formă de romb, chenar alb și interior galben. Acesta se poate amplasa atât în interiorul localităților, cât și în exterior. În exterior, după o intersecție, ca să ni se confirme că circulăm pe drumul cu prioritate, iar în interiorul localităților, înainte de intersecție, pentru a ne confirma faptul că ne aflăm pe drumul cu prioritate. Prioritate față de circulația din sens invers. Indicator de culoare albastră cu două săgeți. Noi suntem pe direcția săgeții albe, deci noi mergem înainte, iar direcția opusă este marcată cu săgeată de culoare roșie. Deci, practic, noi avem prioritate față de mașinile care circulă din sens invers. Da? Următorul indicator, prioritate pentru circulația din sens invers. Vedeți, aici noi avem săgeata roșie, iar cei care vin din sens opus au săgeata de culoare neagră. Aceste două indicatoare se montează acolo unde lățimea drumului nu permite trecerea mașinilor de anumite gabarite. Da? Trecerea simultană, mă refer. Bun. Înainte de aceste indicatoare avem
niște indicatoare de avertizare, care sunt acestea: drum îngustat pe partea dreaptă, drum îngustat pe ambele părți sau drum îngustat pe partea stângă. Da? Deci mare atenție că aceste indicatoare sunt puse înaintea indicatorilor de prioritate față și pentru circulația din sens invers. Ce trebuie reținut? După cum v-am mai spus, legat de formă, indicatorul cedează trecerea este singurul indicator care este de formă triunghiulară cu vârf orientat în jos. A nu se confunda cu indicatoarele de avertizare care au vârf orientat în sus. Indicatorul oprire are formă octagonală, da? Este singurul indicator de felul acesta din toate indicatoarele existente. De asemenea, el se recunoaște foarte ușor din sensul opus de mers. La fel este drumul cu prioritate, care are această formă de romb cu unul din colțuri orientate în jos. Iar cele două indicatoare sunt precedate de indicatorul atenție drum îngustat. Da? Deci un indicator de avertizare care ne anunță că suntem pe drum îngustat. Vreau să revin asupra primelor două indicatoare. Ce, să zicem așa, ce putem face, ce observație putem face între ele? Aparent, între cele două indicatoare, de cedează trecerea și de oprire, nu este nicio diferență din punct de vedere al priorității. Deci, la ambele indicatoare, conducătorii de vehicule pierd prioritatea de trecere prin acea intersecție. Repet, pierd prioritatea. Singura diferență între ele este modul în care se face trecerea. La cel de cedează trecerea, după cum v-am mai spus, încetinim, ne asigurăm, vedem dacă vine sau nu vine un alt vehicol, iar dacă nu vine, automat traversăm intersecția. În caz că vine un alt vehicol, ne oprim, îi acordăm prioritate, după care vom trece și noi. La indicatorul de oprire, indiferent că vine sau că nu vine alt vehicol în intersecție, obligația noastră este să oprim în punctul de vizibilitate maximă. Ne asigurăm, vedem că nu vine nimeni, putem trece mai departe. Deci, practic, între aceste două indicatoare, ca o concluzie generală, putem spune că nu există nicio diferență. Principiul de trecere între două străzi care au aceste indicatoare este principiul priorității de dreapta. În continuare, aș vrea să discutăm un pic despre intersecții, tipuri de intersecții. Există două tipuri de intersecții. Intersecții nedirijate, unde circulația se face conform principiului priorității de dreapta, și intersecții dirijate, unde circulația vehiculor se face în funcție de modul de dirijare a acelei intersecții. Polițist, semafoare, indicatoare de prioritate. În filmulețele care le-am realizat pentru dumneavoastră, o să vedeți mai multe tipuri de intersecții, înțelegând, sper, exact modul de traversare al acestor intersecții. Vom lua un exemplu de intersecție. În primul rând, trebuie să vedem ce tip de intersecție, cu ce tip de intersecție avem de a face. Atâta timp cât la intrarea în intersecție nu se află niciun semn de prioritate, mă refer la semnul de oprire, cedează trecere sau drum cu prioritate, intersecția este considerată intersecție nedirijată. Deci, în colțul acesta, la nici unul dintre cele patru colțuri, nu se află niciun semn care reglementează prioritatea. Deci, aceasta este o intersecție nedirijată. Cum se circulă în această intersecție nedirijată? Vom lua, spre exemplu, o mașină de culoare roșie și o mașină de culoare albastră. Da? Această mașină de culoare roșie intenționează să meargă pe direcția înainte, da? Iar mașina de culoare albastră urmează să vireze la stânga. Da? Vă dați seama că dacă ar intra cele două mașini simultan în intersecție, s-ar produce un accident. Legea reglementează foarte clar circulația în asemenea situații. Și anume, mașina roșie va circula prima, da? Iar mașina albastră va circula a doua, deoarece schimbă direcția spre stânga. Da? Acordăm prioritate
vehicolului roșu. Deci astfel se circulă într-o intersecție nedirijată. Fiind intersecție nedirijată, nu are niciun semn. Asta trebuie reținut. Al doilea tip de intersecție este intersecția dirijată, adică la cel puțin unul dintre drumurile care intră în intersecție există un semn care reglementează prioritatea. Haideți să luăm următorul exemplu. Drumul acesta din dreapta are indicatorul de oprire, drumul din stânga are drumul de cedează trecerea. Da? Automat ne dăm seama că drumul cu prioritate este acesta care vine de jos în sus sau de sus în jos, cum vreți să-i ziceți. Haideți să poziționăm și niște mașini. Avem o mașină de culoare roșie care a ajuns de pe drumul din dreapta, iar o mașină de culoare albastră care circulă pe drumul cu prioritate. Da? Ce trebuie să observăm? De multe ori, în practică, acest semn de drum cu prioritate nici nu există. Da? Deoarece drumurile din stânga și din dreapta au câte un semn de cedează, respectiv de stop, clar, drumul cu prioritate este acesta. Deci, acest semn nu există în situația de față. Care este ordinea de trecere în această intersecție? Păi, este foarte logic și foarte simplu. Mașina albastră, deoarece intenționează să meargă înainte, se află pe drumul cu prioritate, va trece prima, iar mașina roșie, după ce s-a oprit și a acordat prioritate mașinii albastre, va trece și ea prin intersecție. Deci, mașina 1, mașina albastră, mașina 2 este cea de-a doua care traversează intersecția. Tot legat de prioritatea în intersecții, avem următorul exemplu. În primul rând, trebuie să observăm că este o intersecție de tip dirijat. Deci circulația în această intersecție se face în mod dirijat. Da? De ce? Deoarece avem aceste semne de cedează trecere, oprire și, bineînțeles, semnul de prioritate, care ne indică că este o intersecție dirijată. Bun. Avem 4 autovehicule care s-au întâlnit în această intersecție. Cel galben, albastru, roșu și verde. Observăm că sub aceste semne de prioritate există o plăcuță adițională care ne arată care este drumul cu prioritate. În cazul de față, drumul acesta din stânga care merge în sus sau cel din sus care merge în stânga. Este același lucru. Bun. Drumul pe care vine mașina verde are oprire. Deci mașina verde obligatoriu va opri la colțul intersecției, fără a pătrunde în intersecție, se asigură, după care trece. Autoturismul de culoare roșie vine de pe un drum, de asemenea fără prioritate, care are semnul de cedează trecerea la intrarea în intersecție. De asemenea, acesta circulă cu viteză redusă și la nevoie oprește pentru a acorda prioritate mașinilor care au acest drept. Aceste plăcuțe adiționale care se află sub semnele de prioritate pot fi instalate și sub indicatoarele de oprire, respectiv sub indicatorul de cedează trecerea. Pentru a le spune lor mașinilor de culoare verde și roșie care este drumul cu prioritate. Da? Bun, haideți să vedem cum se face circulația prin această intersecție. Deci am stabilit drumul cu prioritate este acesta. Păi, prima mașină care va trece va fi autoturismul de culoare albastră, da? Deoarece acesta rămâne pe drumul cu prioritate. A doua mașină care va pătrunde în intersecție, pentru că vine de pe drumul cu prioritate, este autoturismul de culoare galbenă, care de asemenea merge pe această traiectorie. Între autoturismul de culoare roșie și cel de culoare verde se stabilește principiul priorității de dreapta, adică autovehiculul verde va trece în fața autovehiculului roșu, respectiv al treilea prin intersecție, iar autovehiculul roșu
va trece ultimul prin această intersecție. Da? Deci, ordinea de circulație în această intersecție ar fi autovehiculul albastru, autovehiculul de culoare galbenă, autovehiculul de culoare verde, iar ultimul care va circula prin intersecție va fi cel de culoare roșie. Avem și niște cazuri speciale în cazul intersecțiilor dirijate. În figura alăturată observăm mașina de culoare roșie are indicatorul de oprire. Mașina de culoare albastră are indicatorul de cedează trecerea. Prima concluzie care putem să o tragem este că drumul acesta care vine din stânga și merge în sus sau vine de sus și merge în stânga, cum vreți să o luați, este drumul cu prioritate. În momentul de față, când au ajuns cele două mașini în intersecție, pe drumul cu prioritate nu circulă nimeni. Bun, dacă ambele mașini intenționează să meargă pe direcția înainte, care credeți că va fi ordinea de trecere prin această intersecție? Pentru că ambele nu vor putea să traverseze intersecția. Păi, ordinea este foarte simplă. Mașina albastră îi va acorda prioritatea de trecere mașinii roșii, chiar dacă aceasta are semnul de oprire, deoarece vine din partea dreaptă a ei. Uitați, mașina care trece prima este mașina roșie, iar a doua mașină este mașina albastră. Ce trebuie reținut? Că atât semnul de cedează, cât și semnul de oprire, sunt semne la care conducătorii de vehicule își pierd prioritatea. Deci nu există niciun semn de știi că starea cedează trecerea este mai bun decât stop, deci eu pot să decât oprire, eu pot să trec înaintea lui. Nu. Între cele două semne, aparent, nu este niciun fel de supremație, să zicem așa. Cele două mașini își vor acorda unei alteia prioritate de dreapta. Adică mașina albastră va trece a doua după mașina roșie, chiar dacă aceasta are semnul de oprire. Indicatoare de interzicere și restricție. După cum le zice și denumirea, aceste indicatoare interzic sau restricționarea traficului pe anumite sectoare de drum. Ce putem observa ele? Au formă circulară, pot fi pe fond alb cu un cerc roșu exterior. În interior sunt tot felul de inscripții care sunt foarte clare asupra ce avem de făcut sau mai precis ce nu avem voie să facem în zona respectivă. Interzic accesul, interzic opririle, depășirile, întoarceri. O să vedem imediat în câteva exemple despre ce e vorba. Restricționează de asemenea traficul anumitor vehicule, categorii de vehicule, a pietonilor, a bicicliștilor. Haideți să luăm câteva exemple mai elocvente, să discutăm despre ele. Accesul interzis este un indicator foarte des întâlnit pe străzile din orașe și nu numai. De asemenea, el se poate pune și în zonele în care sunt înzăpeziri foarte puternice. Deci se amplasează pe un sector de drum unde nu avem voie, pe care nu avem voie să intrăm. Acest indicator îl întâlnim în general la străzile cu sens unic. Deci pe partea cealaltă avem sensul unic, indicatorul care ne arată că urmează un sector de drum cu sens unic. Noi nu avem voie să intrăm pe acest, când întâlnim acest indicator. Următorul indicator, circulație interzisă în ambele sensuri. Deci la acest indicator suntem convinși că nici din sens opus nu poate veni nici un vehicul. Deci nici noi nu avem voie să intrăm pe sectorul de drum, dar nici din sens opus nu vine alt vehicul. Bineînțeles, sub ele se pot pune tot felul de plăcuți adiționale care se adresează anumitor categorii de vehicule. Da? Deci reținem, acesta este numai pentru un sens, deci pentru sensul nostru de mers interzis, iar celălalt indicator atât pentru noi cât și pentru cei care vin din direcția opusă.
un semn foarte simplu, foarte clar, interzis a vira la stânga. Da? Interzis a vira la dreapta. Depășirea autovehiculor cu excepția motocicletelor fără ataș interzisă. Aceasta este denumirea corectă a acestui indicator. Adică, dacă conducem o mașină, un autovehicul, nu avem voie să depășim alt autovehicul. Ce putem depăși? Motocicletele fără ataș, deoarece acestea au un gabarit mai mic. Bineînțeles, biciclete. Sfârșitul interzicției de a depăși. Deci aici se, când întâlnim acest indicator, știm precis că s-a terminat zona, sectorul de drum pe care a fost interzisă depășirea. Depășirea interzisă autovehiculelor destinate transportului de marfă. Deci, mașinile care transportă marfă, autovehiculele care transportă marfă, nu au voie să execute manevra de depășire. Bineînțeles, cu excepția motocicletelor, bicicletelor, a celor care se deplasează pe două roți. Limitarea de viteză. La fel, în interiorul acestui cerc avem o valoare, în cazul de față 30. Deci este viteza maximă pe care o pot avea vehiculele pe sectorul de drum respectiv. Deci nu trebuie să avem fix 30, maxim 30. Da? Putem circula cu orice viteză inferioară sub viteze de 30 la oră, respectând alte condiții. O să vedeți mai încolo. Sfârșitul limitării de viteză. Da? Foarte simplu, acest 30 este tăiat. Limitare de viteză diferențiată pe diferite categorii de vehicule. În cazul de față, cred că e foarte simplu. Mașinile mici au voie cu 50 la oră, mașinile destinate transportului de marfă, 30 la oră. Repet, viteză maximă, maximă. Accesul interzis bicicletelor, foarte simplu este acest semn, de obicei îl întâlnim la intrarea în parcuri. Accesul interzis pietonilor, într-o zonă militară, spre exemplu, se întâlnește acest indicator. Accesul interzis autovehiculelor. Mare atenție la acest semn și la cel care urmează. El se instalează pe un sector de drum unde este interzisă intrarea tuturor vehiculelor cu motor. În cazul de față, după cum vedeți și în semn, e mașină și motocicletă. Deci nu este voie să se intre cu niciun autovehicul pe acest sector de drum. În acest indicator, accesul interzis autovehiculelor și vehiculelor cu tracțiune animală, pe lângă mașinile respective, deci autovehicule, le este interzis și accesul căruțelor sau a vehiculelor cu tracțiune animală. Da? Mare atenție a nu se confunda. Oprirea interzisă. Un semn foarte des întâlnit în orașe. Ce ne spune? Că nu avem voie să oprim în aceste zone unde este instalat acest semn. Staționarea interzisă. A nu se confunda cu oprirea interzisă. Acesta este oprirea interzisă. Da? Staționarea interzisă este numai cu o singură dungă roșie. Diferența între oprire și staționare care ar fi? Oprirea ne interzice total oprirea autovehicului în acea zonă, staționarea ne permite oprirea autovehicului, dar nu mai mult de 5 minute, căci după 5 minute se intră în regim de staționare. Deci avem voie să oprim, dar nu mai mult de 5 minute ca să nu intrăm în regim de staționare. La indicatorul de oprire interzisă este o excepție și anume se poate opri pentru coborârea sau urcarea pasagerului în mașină.
Deci am zis, aceasta este staționarea interzisă. Da? Sub aceste semne de staționare și oprire mai pot fi amplasate niște plăcuțe adiționale cu niște săgeți în sus și în jos. O să vedeți imediat, când discutăm despre panourile adiționale, care indică sfârșitul, respectiv începutul sau confirmarea zonei în care se adresează acel indicator. Staționare alternativă. Vedeți, este un 1, este o dungă, un 1 roman, o dungă albă pe interiorul acestui semn, adică în zilele impare ale lunii, cum ar fi 1, 3, 5, 7, 9, așa, nu avem voie să staționăm. Următorul indicator, având două dungi albe, deci 2 roman, ne spune că nu avem voie să staționăm în zilele pare ale lunii. 2, 4, 6, 8, 10, da? În general, aceste două indicatoare se folosesc în zonele de aprovizionare. Sfârșitul tuturor restricțiilor. Acesta este indicatorul pe fond alb, o dungă neagră oblică și ne spune că s-au sfârșit toate restricțiile. Toate. De fapt, se referă la trei restricții care se sfârșesc la întâlnirea acestui indicator, și anume limitarea de viteză, depășirea și claxonatul. Aceste trei sunt cele care se termină la întâlnirea acestui indicator. Deci, încă o dată, sunt 48 de semne de interzicere și de restricție, sunt foarte clare, au tot felul de simboluri și de cifre pe ele. Parcurgeți-le și citiți la fiecare ce aveți voie să faceți și ce nu aveți voie să faceți. Indicatoarele de obligare. Aceste indicatoare de obligare, după cum le vedeți și în acest desen, sunt foarte ușor de recunoscut, sunt de formă circulară. Pe un fundal albastru sunt desenate niște simboluri, niște săgeți în cazul de față sau niște inscripții legate de pietoni, biciclete, niște cifre legate de viteze. Haideți să le discutăm așa un pic în mare, să vedeți despre ce este vorba. Obligatoriu înainte. Deci acest indicator se montează cu maxim 50 de metri înaintea unei intersecții, iar săgeata respectivă ne spune că suntem obligați să mergem înainte. Deci nu mai avem voie să facem stânga, dreapta, nimic. Numai să mergem înainte. Înainte sau la dreapta, după cum se vede și pe aceste săgeți. Da? Tot așa, săgețile ne indică direcțiile pe care va trebui să le urmăm în mod obligatoriu. Obligatoriu dreapta. Deci indicatorul se numește la dreapta. Între acest indicator și următorul, adică acesta, există o diferență. Și anume, la acest indicator, deci la primul, suntem obligați să urmăm direcția conform săgeții, în cazul de față, la dreapta, până în indicator. Deci până în indicator noi suntem obligați să facem dreapta, în cazul de față. La acest indicator, imediat după indicator, suntem obligați să executăm manevra conform indicatorului. În cazul de față, la dreapta. Da? Sau la stânga, depinde ce e. Deci, cel dinainte, rețineți, este până în indicator obligatoriu pe direcția respectivă. Acesta este imediat după indicator, a nu se confunda. Ocolire. Săgeata este poziționată la 45 de grade în jos și ne indică sensul prin care trebuie să ocolim. Spre exemplu, este un refugiu pentru stația de tramvai. Da? Obligatoriu ocolim pe partea respectivă, conform săgeții. Obligatoriu să ocolim pe dreapta sau pe stânga, conform săgeții. Da? Deci avem posibilitatea să ocolim și pe partea cealaltă. Pistă obligatorie pentru biciclete. Ați observat că prin oraș mai nou au apărut acele piste pentru biciclete, pe unde bicicliștii, în mod normal, ar trebui să circule. Deci ei nu mai au voie să circule pe altă
departe decât numai pe aceste piste. Regulamentul precizează foarte clar. Biciclistul este obligat să folosească pista de biciclete acolo unde ea există. Din păcate, ei nu prea respectă aceste reguli, dar noi trebuie să ținem cont că în momentul în care ne întâlnim cu o pistă cu un asemenea semn, în zona respectivă circulă bicicliști. Pistă pentru bicicliști și pietoni. Da? Este o pistă alternativă pe care merg atât bicicliștii cât și pietonii. Deci îi obligă să meargă pe acolo. Viteză minimă obligatorie față de celălalt semn care avea pe fond alb un contur roșu. Acest indicator ne obligă să avem minim viteza înscrisă pe interiorul lui. În cazul de față, minim 30 la oră. Deci nu avem voie să circulăm cu viteze sub 30 la oră pe acest sector de drum. De obicei se pune atunci când se urcă, da? Când suntem pe un drum în rampă și pe prima bandă, spre exemplu, nu avem niciun indicator, pe a doua bandă scrie 30 la oră, minim, iar pe banda a treia avem 50 la oră. Dau un exemplu. Deci vehiculele lente se vor duce pe prima bandă, iar cele care nu pot depăși viteza de 30 la oră vor circula pe prima bandă. Da? Viteză minimă obligatorie. Direcție obligatorie pentru vehicule care transportă mărfuri periculoase. Da? Acel pătrat galben înseamnă că transportă mărfuri periculoase autovehiculul respectiv și trebuie să urmeze direcția în cazul de față la dreapta. Cel mai frecvent semn întâlnit în oraș, intersecție cu sens giratoriu. Ce este intersecția cu sens giratoriu? Este o intersecție dirijată la care circulația se face ocolind pe partea dreaptă mijlocul intersecției, conform acestor săgeți. Da? O să vedem când o să discutăm despre intersecția cu sens giratoriu, exact ce putem face și ce nu putem face acolo. Da? Deci, el ne arată că în locul acela este o intersecție cu sens giratoriu, acest indicator. Deci, încă o dată, le reținem. Toate aceste indicatoare de obligare sunt pe fond albastru, iar cu alb sunt diferite inscripții, săgeți, cifre, cu excepția celor care se adresează vehiculelor care transportă mărfuri periculoase. Indicatoare de orientare și informare. Din cadrul acestora vom discuta despre indicatoare de orientare, indicatoare de informare, indicatoare de orientare turistică, panouri adiționale, indicatoare kilometrice și hectometrice. Așadar, prima subcategorie ar fi indicatoarele de orientare. Da? Sunt foarte simple. Cu toții ați văzut așa ceva atât în oraș cât și în exteriorul orașelor. Da? În general sunt pe fond albastru, cu excepția celor care sunt pentru deviații temporare ale circulației. Da? Și pe ele sunt trecute anumite localități, anumite distanțe până la diferitele localități. Intrări în orașe, ieșiri din localități. Bun. Haideți să discutăm de câteva mai importante dintre ele. Spre exemplu, pe aceste simboluri ni se indică direcțiile pentru diferitele localități. Spre exemplu, spre Pitești mai avem 52 de kilometri și vom merge pe A2, autostrada A2. Spre Brașov mai avem 24 de kilometri și vom merge pe drumul național 73. E foarte simplu de reținut. Acesta este simbolul, deci, pentru numele și numărul autostrăzii A2. Da? Drumul național are acest marcaj. Spre exemplu, drumul național 24, în cazul de față. Da? De obicei se instalează după intersecție acolo unde ni se spune, băi, te afli pe drumul național numărul 24. Da? Drumul județean, acest simbol îl avem, drumul județean 302. Tot așa pentru identificarea drumului pe care ne
ne aflăm și tot așa, bineînțeles, după intersecții se instalează ca să ni se confirme. Băi, ești pe drumul județean numărul 302. Drumul comunal, pe acest fond galben, da? Un semn care presemnalizare traseu de urmat în vederea efectuării virajului la stânga. Deci noi nu putem face virajul la stânga datorită semnului, da? Care ne restricționează virajul la stânga, dar prin acea săgeată neagră ne spune cum putem executa totuși acest viraj la stânga. Da? Drum deschis traficului internațional. Drumul european 671, în cazul de față, este direcția spre dreapta. Da? Eventual când schimbă drumul direcția, atunci ni se pune acest semn, ca să știm încotro trebuie să mergem pentru a menține drumul respectiv. Presemnalizarea direcțiilor dintr-o intersecție cu sens giratoriu. Acea bulină mare, albă, este prin acea bulină este reprezentat giratoriu. Iar pentru a merge, spre exemplu, spre Alba Iulia, trebuie să ieșim pe a doua ieșire. Alba Iulia Câmpeni, cum ar veni oarecum înainte, deci a doua ieșire. Spre Târgu Mureș, pe E60, pe drumul european 60, trebuie să urmăm direcția stânga. Ca să ajungem la Târgu Mureș, la Iernut, da? Deci, ni se spune exact cum trebuie să procedăm ca să știm cum să ne încadrăm. De asta e pus acest indicator de presemnalizare a direcției. Selectarea circulației pe diferitele direcții de mers. Ne apropiem de o intersecție pentru a vira la stânga. Spre exemplu, trebuie să ne dăm pe cea mai din stânga bandă. Pentru a merge înainte, putem rămâne atât pe prima cât și pe a doua bandă. Deci acest indicator se pune pentru a ne spune, băi, din cele trei benzi, pe direcția pe care vrei să o urmezi, trebuie să știi pe ce bandă să te încadrezi. Da? Drum înfundat sau drum fără ieșire. Deci la dreapta este un drum înfundat. De asemenea, trebuie să vedem acest indicator din timp, deoarece s-ar putea să intrăm din greșeală pe drumul acesta care se înfundă și să facem niște manevre foarte greoaie pentru a putea ieși de pe acel drum. Da? De întoarcerea vehicolului. Trebuie să vedem acest drum din timp. Bandă rezervată anumitor autovehicule. Vorbeam în capitolul precedent despre benzile pentru destinate vehiculelor care se deplasează mai lent. Spre exemplu, dintr-o bandă se fac două benzi și ce ne spune? Pe prima bandă vor merge vehicule care vor avea viteze până în 70 km/h, iar pe banda a doua, cei care merg trebuie să aibă minim 70 la oră, da? Pentru a fluidiza traficul. Deci este foarte simplu, aceste indicatoare le reținem foarte ușor, nu sunt grele, trebuie doar câteva elemente de bază să le rețineți. A doua grupă din cadrul acestei categorii de indicatoare ar fi indicatoarele de informare. Acestea sunt indicatoarele de informare. Da, în general sunt pe fond albastru, la fel cu diferite simboluri pe ele, au forme dreptunghiulare, pătrate și haideți să vedem cam cele mai importante dintre ele. Cel mai important și cel mai important este trecerea pentru pietoni. Acest indicator se plasează acolo unde se află o trecere de pietoni. Da? Știm că pietonii au voie să traverseze părțile carosabile prin două locuri. Pe la trecerea de pietoni, marcată cu semnul acesta, și pe la colțul intersecțiilor, acolo unde nu există marcaje. Au prioritate. Când întâlnim acest semn, trebuie să știm un lucru. Pietonii au prioritate la trecerea pentru pietoni. Pe la colțul străzii, pietonii nu au prioritate, dar au voie să treacă. În rest, trecerea pietonilor este interzisă prin alte locuri. Deci acest indicator ne indică că ne aflăm
pe o trecere de pietoni. Deci, el se amplasează exact pe trecerea de pietoni. Indicatorul care ne arată că intrăm pe un sector de drum la care circulația se desfășoară în sens unic. Ce înseamnă sens unic? Adică din contrasens nu ne vin mașini în mod normal, cu fața. Pot veni mașini care dau cu spatele. Asta este altceva. O să discutăm noi și despre sens unic. De asemenea, direcția pe care se află strada cu sens unic este marcată pe această săgeată și este pusă pe partea opusă drumului. Autostrada. Deci, la intrarea pe autostradă vom întâlni acest simbol. Da? Două bretele de culoare albă pe un fond verde. Sfârșitul autostrăzii, sfârșit de autostradă, se marchează cu această dungă roșie peste simbolul de autostradă. Stație de taximetre. Parcare. Deci, în locul în care vedem acest P de la parking, avem voie să parcăm. Bine, respectând anumite locuri pentru persoanele cu dizabilități, parcarea pentru femei și copii, parcarea pentru diferitele categorii de vehicule, deci trebuie să respectăm tipul de parcare. În acest simbol observăm o mașină parcată cu două roți pe trotuar, deci parcarea se va face numai în acest fel. Mașina pusă oblic cu două roți pe trotuar. Zonă cu viteză recomandată, în cazul de față 30 km pe oră. Stație de autobuz. La fel, acest indicator se pune exact unde se află stația pentru autobuz. Deci la începutul stației pentru autobuz, trolebuz, mă rog, mijloace de transport în comun. Stație de tramvai. Știm că tramvaiul în general circulă pe mijlocul drumului, pe căile acelea metalice de pe mijlocul drumului. Stația de tramvai este pusă de asemenea pe mijlocul drumului. La începutul acelui refugiu, da, întâlnim acest simbol. Deci știm precis că ne aflăm în dreptul unei stații de tramvai. Stație de alimentare cu carburanți. Da? În apropierea unei stații de alimentare. PECO, cum o mai știe lumea. Deci, foarte ușor de reținut aceste simboluri, da? Nu insist asupra lor, fiecare este foarte clar ceea ce reprezintă. O a treia categorie de indicatoare ar fi acelea de informare turistică. Sunt indicatoare foarte ușor de reținut, au formă dreptunghiulară, culoare cărămizie pe fundal și tot felul de inscripții: castele, biserici, mănăstiri, rezervații, cascade, pârtii de schi, etc. A patra categorie de indicatoare sunt indicatoarele kilometrice și hectometrice. Pentru început trebuie să stabilim tipurile de drumuri care există, și anume avem drumuri de interes național, drumuri naționale, drumuri județene și drumuri de interes local. Drumurile de interes național cuprind autostrăzi cu simbolul acela verde despre care am discutat mai devreme, drumuri expres, drumuri naționale europene, în cazul de față E15, și drumuri naționale, DN-uri, acele simboluri cu roșu. Bornele kilometrice se amplasează din 1000 în 1000 de metri, deci din kilometru în kilometru. Da? Iar pentru drumurile naționale, spre exemplu, bornele au culoarea aceea roșie, căciulița aceea, să-i zicem, roșie. Drumurile județene au căciulița albastră. Da? Drumurile de interes local, care pot fi comunale sau străzi, au acea căciuliță galbenă, căciuliță între ghilimele, repet. Da? Spre exemplu, aici
Cele roșii, v-am spus, indicator kilometric pentru un drum național. Până în Chișinău Criș avem 28 de kilometri de parcurs. Da? Ca să rețineți un pic despre ce e vorba. De culoare albastră avem indicatoarele kilometrice pentru drum județean. Spre exemplu, până în Galați mai sunt 9 km, până în Vânători 12 km. Da? Iar cele de interes comunal, indicatoarele pentru drumurile comunale, sunt de culoare galbenă. Și ne spun că până în comuna Furceni avem 4 km. Pe autostrăzi avem acele plăcuțe, da? Pe care este notat kilometrul la care ne aflăm. Spre exemplu, kilometru 89. Poate că ați auzit expresia pe autostrada A2, la kilometru 89 s-a produs un anumit eveniment rutier. Da? Mai avem de discutat despre indicatoarele hectometrice, care se plasează din 100 în 100 de metri pe marginea dreaptă a drumului. A cincea și ultima categorie în cadrul indicatoarelor de orientare și informare sunt panourile adiționale. Ce sunt aceste panouri? Sunt niște inscripții, niște tablițe care se atașează îndeosebi sub indicatoarele rutiere sau unde nu este loc, chiar pe indicatorul respectiv, cum este cazul săgeților care ridică începutul, confirmarea sau sfârșitul locului de acțiune al indicatorului. Haideți să luăm câteva mai importante dintre ele să le înțelegeți. Lungimea sectorului periculos pentru care este plasat acest indicator, adică pe 3,5 km are raza de acțiune indicatorul sub care este montat această plăcuță adițională. Da? Deci de acolo, începând 3,5 km, se referă indicatorul respectiv. Tot în același chenar, dar fără acele săgeți, ni se arată distanța între indicator și începutul locului periculos. Spre exemplu, peste 300 de metri urmează o curbă deosebit de periculoasă. Da? Direcția și distanța până la locul la care se referă indicatorul este foarte simplu. Acesta se folosește pentru distanțe mai mari de 1 km. Spre exemplu, până în Brașov mai sunt 15 km în partea dreaptă. Da? Trebuie să luăm virajul la dreapta pentru a ajunge spre Brașov. Începutul și lungimea zonei de acțiune a indicatorului, adică din acel punct 40 de metri, acționează indicatorul respectiv. Spre exemplu, avem indicatorul de oprire interzisă, știți care este, că am discutat despre el. Din acel punct 40 de metri, oprirea este interzisă. Persoane cu dizabilități, se referă la locurile de parcare, la rampele pentru aceste persoane. Categoriile de autovehicule care trebuie să respecte acest indicator care este plasat deasupra plăcuței adiționale. Spre exemplu, avem un indicator cu drum îngustat. Deci nu pot circula simultan un camion sau două camioane sau un camion și un autobuz sau două autobuze. Da? Trebuie respectate anumite reguli conform indicatorului respectiv. Dar două mașini mici pot circula, una dintr-un sens, una din sensul celălalt. Intervalul de timp în care acționează indicatorul, spre exemplu între ora 7 și 10, nu e voie să oprim în zona respectivă. Trecere la nivel cu o cale ferată industrială. Da? Deci avem indicatorul acela de alte pericole, știți, semnul exclamării, iar sub el avem acest trenuleț, acest indicator care reprezintă o locomotivă. Deci, avem trecere la nivel cu o cale ferată industrială, da? Unde trebuie să mărim atenția și o să discutăm noi despre ele. Trecere la nivel cu calea ferată prevăzută cu instalație de semnalizare.
E acea instalație de semnalizare compusă dintr-un bec, din două becuri roșii care se aprind alternativ, când unul, când celălalt, când unul, când celălalt, da? În momentul în care vine trenul, da? Obligația noastră este să oprim, să nu traversăm calea ferată. Panou adițional care ne arată direcția drumului cu prioritate. Acesta se instalează chiar sub indicatorul de drum cu prioritate. Noi ce trebuie să reținem? Că întotdeauna venim de jos. Deci, în cazul de față, drumul cu prioritate este cel pe care suntem noi, spre dreapta. În cazul în care drumul cu prioritate era cel care venea din stânga și mergea în sus, atunci acest panou se punea sub indicatorul de cedează trecerea, de oprire. Vehicule care transportă mărfuri periculoase, spre exemplu, este un indicator care obligă conducătorii de asemenea vehicule să vireze la dreapta, de să o ia pe un alt drum, pentru a nu intra prin diferite localități, pe șoseaua de centură, spre exemplu. Drum aglomerat este o altă plăcuță adițională. Și am lăsat la sfârșit aceste săgeți care confirmă începutul, confirmarea și sfârșitul zonei de acțiune a indicatorului. Deci începutul, cea din stânga, cea din mijloc, confirmarea, iar cea din dreapta, locul de sfârșit al indicatorului respectiv. Deci aceste plăcuțe nu se montează toate trei odată, ci fiecare separat sub indicatorul de oprire, spre exemplu. Și am să vă dau câteva exemple. În exemplu 1, oprirea este interzisă după indicator, deci din acel punct până la colțul primei intersecții, care este pe dreapta sau pe stânga, oprirea este interzisă. În exemplu 2, oprirea este interzisă până în acel punct unde este plasat indicatorul, deci până la indicator. Iar în cel de-al treilea, staționarea este interzisă imediat după indicator. Și un exemplu foarte clar, ca să înțelegeți, autovehiculul roșu, da, este oprit sau nu? Corect. Este oprit corect, deoarece acțiunea indicatorului oprire interzisă se termină în dreptul indicatorului. Ori autovehiculul roșu este oprit dincolo de acest indicator. Acestea sunt panourile adiționare care se amplasează, după cum v-am spus, sub anumite indicatoare. Trebuie să fim foarte atenți asupra lor, pentru că ele ne confirmă sau ne arată anumite lucruri care trebuie să le facem, la care se referă indicatorul respectiv, sub care sunt plasate. Mijloacele de semnalizare a lucrărilor. Semnalizarea lucrărilor se poate face prin două metode. Prin instalarea de indicatoare rutiere temporare sau și prin instalarea de mijloace specifice acestor lucrări temporare. O să le vedem imediat. Aceste indicatoare temporare le deosebim foarte ușor, sunt pe fond galben. Da? Sunt exact ca la indicatoarele despre care am vorbit înainte, de avertizare, de interzicere, de restricție, de dirijare. Problema este că ele au fondul galben. Da? Câteva dintre ele sunt prezentate aici. Drum îngustat pe dreapta, pe ambele părți, drum îngustat pe stânga, drum cu denivelări, alte pericole, limitări de viteze, semafoare temporare, îngustări temporare, și presemnalizarea unei rute ocolitoare. Deci înainte nu putem merge, trebuie să ocolim pe dreapta. Deci au acest fundal galben. De asta le deosebim foarte ușor. Legat de mijloacele auxiliare de semnalizare a lucrărilor, acestea pot fi conuri de dirijare, lămpi, paletele pe care le folosesc muncitorii, cei care dirigează circulația, parapeți, bariere, tot felul de balize, ghirlande. Da? Deci astea sunt mijloacele auxiliare. Da?
semnalizarea rutieră la trecerea la nivel cu calea ferată. Pentru început, trebuie să clasificăm aceste căi ferate. Există două mari categorii de căi ferate. Căi ferate curente și căi ferate industriale. Haideți să le luăm pe rând. Calea ferată curentă este o cale ferată principală, să zicem așa, pe care se desfășoară circulația trenurilor de persoane, de mărfuri, iar pe calea ferată industrială circulă garnituri de trenuri care deservesc diferite rampe pentru încărcarea mărfurilor, descărcarea lor, deșeuri, etc. Trecerea peste aceste căi ferate este de obicei semnalizată prin indicatoare, bariere sau semibariere, sau de către personalul auxiliar al regiei de căi ferate, da? Sau personalul care deservește rampa respectivă, noi având obligația ca întotdeauna să respectăm indicațiile lor. Haideți să luăm un pic mai îndeaproape cele două tipuri de căi ferate. Calea ferată curentă. La trecerea peste această cale ferată curentă putem întâlni marcaje de avertizare care să ne arate că avem sau nu bariere sau semibariere. Putem avea sau nu anumite semnale luminoase și de asemenea putem avea indicatoare. Această cale ferată curentă se poate fi păzită sau nepăzită în termeni populari. Da? De unde știm noi că acea cale ferată este păzită sau nu? Spre exemplu, dacă vom întâlni acest indicator, este clar că urmează o cale ferată la care avem bariere sau semibariere. Da? Ăsta nu se va pune niciodată la calea ferată industrială, acest indicator de avertizare. Da? În cazul în care nu avem bariere sau semibariere, vom întâlni acest indicator. Da? Și în acest caz există instalații de semnalizare luminoase automate și, bineînțeles, niște semnale adiționale. Așadar, în momentul în care întâlnim acest semn de avertizare, da, vom ști că acea cale ferată nu este păzită, deci nu are bariere sau semibariere. Putem întâlni la trecerea peste acea cale ferată această cruce, acest X, se mai numește în termen popular și crucea Sfântului Andrei. Automat, ea este însoțită și de indicatorul de oprire, acel semn care reglementează prioritatea, pe care scrie stop și are forma acea octagonală. Obligatoriu vom opri înainte de a trece peste calea ferată. La trecerea la nivel cu o cale ferată industrială, da? Vom întâlni următorul indicator, care este compus din semnul de avertizare alte pericole, iar sub el este un panou adițional cu o locomotivă. În momentul în care întâlnim acest indicator, obligația noastră este să reducem viteza la 30 de km în localități și 50 de km în exteriorul localităților și să circulăm cu atenție sporită. Așadar, când ne apropiem de o cale ferată, este posibil să întâlnim aceste trei panouri suplimentare de culoare albă pe care avem pe primul trei dungi roșii, pe al doilea două dungi și pe ultimul o dungă. Acestea se plasează la distanțe de 150, 100, respectiv 50 de metri față de calea ferată. După care, după aceste panouri, este foarte posibil să întâlnim indicatorul acela în X împreună cu indicatorul de oprire. Da? Ceea ce ne spune că trecem peste o cale ferată simplă sau dublă, depinde dacă X-ul acela este dublat în partea de jos, da? Obligația noastră fiind să oprim, ne asigurăm, după care vom continua deplasarea. De asemenea, putem avea semnale luminoase, da? În această variantă. Observați trecerea la nivel cu o cale ferată simplă, dublă, iar în cea de-a treia poză, cea din dreapta,
Trecerea se face numai după ce s-au stins cele două lumini roșii, da? Care se aprinde alternativ și se aprinde lumina aceea albă cu o cadență lentă. Ele funcționează ceva de genul acesta. Luminile roșii, da? Chiar dacă este cale ferată simplă sau dublă, da? Iar după ce a trecut trenul, se vor stinge cele două lumini roșii și se va aprinde lumina de culoare albă cu cadență lentă. Așadar, traversarea căii ferate se face cu prudență, observând cu mare atenție dacă nu cumva apare semnalul roșu intermitent, aceste două becuri roșii, sau semnalul sonor, iar cele două bariere sau semibariere nu coboară la orizontală. Da? Așadar, suntem obligați să oprim fără a depăși semnul de oprire. În cazul în care acesta lipsește, nu avem voie să depășim zona unde este instalat semnalul luminos, iar după trecerea trenului, nu vom pleca decât după stingerea semnalului acestea două roșii intermitente și barierele sau respectiv semibarierele sunt complet ridicate. Așadar, conducătorul auto este obligat să oprească în următoarele situații. Când barierele sau semibarierele sunt coborâte sau în curs de coborâre sau de ridicare. Când semnalele acestea roșii intermitente sau semnalul sonor este în funcțiune. A treia condiție. Când întâlnește indicatorul trecere la nivel cu o cale ferată fără bariere, simplă sau dublă, sau semn oprire. Și bineînțeles, în cazul în care traversează o cale ferată industrială, când agentul de cale ferată adresează semnalul de oprire. Ce mai trebuie spus în cadrul traversării căii ferate este că, în cazul imobilizării unui vehicul, conducătorul auto este obligat să scoată imediat din vehicul toți călătorii și să degajeze platforma căii ferate, iar în caz de imposibilitate să semnalizeze prezența vehiculului cu orice mijloc adecvat. De asemenea, conducătorului auto este interzis să treacă sau să ocolească poarta aceea de gabarit instalată înaintea trecerii la nivel cu calea ferată. Toți ceilalți participanți la trafic care se află în apropiere, în cazul în care observă un vehicul imobilizat pe platforma căii ferate, sunt obligați să acorde sprijin pentru scoaterea în cel mai scurt timp posibil a mașinii de pe această platformă sau pentru semnalizarea sa.